Vă spun un bun venit în această dimineață la biserică și pentru lauda lui Dumnezeu vă invit să intonăm imnul 405. Este soare azi în viața mea. Rugăciune, ne vom pleca pe genunchi. Tatăl nostru care ești în ceruri, te rugăm, Doamne, ca în aceste momente să vii în mijlocul nostru, după promisiunea Ta, dacă doi sau trei se vor aduna numele Tău, te invităm să fii aici prin Duhul Tău cel Sfânt, te rugăm să deschizi mintea și inima noastră spre cuvântul Tău, fă, Doamne, ca acest cuvânt să aibă putere, să pătrundă în inimile noastre, să aducă schimbări în viața noastră și te rugăm, Doamne, ca noi să-L primim ca fiind venit de la Tine. Te rugăm să ne binecuvântezi pe toți și te rugăm, Doamne, să ne pregătești și cu această ocazie pentru a doua venire a Fiului Tău, Iisus Hristos, în numele Căruia îți cerem toate acestea. Amin. Amin. N-avem toți un singur Tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? Pentru ce dar suntem așa de necredincioși unul față de altul, pângărind astfel legământul părinților noștri?
în cele ce urmează, rog frumos să se adune darurile și zecimile. Tatăl nostru care locuiești în ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, în această dimineață am venit înaintea Ta să ne închinăm, am venit înaintea Ta aducându-ți daruri, aducându-ți zecimile. Te rog frumos, Doamne, să le primești și te rog frumos să primești și mulțumirea că ne-ai dat sănătate, mulțumirea că ne-ai ocrotit și mulțumirea că ne-ai făcut bine. Să fii binecuvântat pentru toate acestea, numele să-ți fie lăudat, binecuvântat și te rog frumos rămâi în viața noastră. Amin. Pacea Domnului tuturor și fiți bineveniți în locașul acesta de închinare. Dumnezeu să fie lăudat pentru toate lucrurile și viața mea și viața voastră să fie binecuvântate de El. Amin. Înainte de a deschide cuvântul Scripturii pentru această ocazie, aș dori să lăudăm pe Domnul cu vreo cântare două. Și am dorit să facă și alții care ne vizitează biserica acest lucru. Așa că avem aici două din cele trei membre ale grupului nobil. Și noblețea nu-i obligă numai pe ceilalți, ci și pe cei care sunt nobili. Așa că în timp ce noi vom cânta o cântare, o să le rog pe aceste două prințese să se gândească ce să ne cânte. Dacă vor să mai ia pe cineva lângă ele, au toată libertatea.
Deci cu ce cântare lăudăm pe Domnul? 319. Cum porunciți, frate Pop, să vedem ce cântare ne-ați ales? 319. Laudă astăzi pe Domnul, suflet zdrobit de patimă. Amin. Așadar, vă chemăm, aveți aici microfoane, sper să și funcționeze. Da, asta mai are baterie. Da, iar. Cum? Dai mai bine cu astea, cred, că aveți fiecare independență. Tu să faci orice, numai să n-asculti. Bine. Spre munți, de unde-mi va veni
Bine tu! M-ați răvășit cu chestia asta. E exact textul din Biblie, fără nicio modificare? Și cine a găsit corespondența asta metrică între imn și... Nu știți? Fantastic! Fantastic! Deci îl putem cânta cu toată sala. Deci cineva a găsit corespondența ritmică între o bucată din psalm cu imnul statului evreu. Și ca și cum n-ar fi destul, imnul statului evreu este compus de un român. Probabil că știți. De fapt, un evreu de origine românească, care a locuit în Moldova și cu mai mulți ani în urmă a emigrat în Israel. Da? Da, este o melodie, probabil unora nu o să vă convină, dar este o melodie populară românească. Adică tipul acesta de cântare este specifică poporului român. Bine, mulțumesc cu drag. Ce psalm era? 121. O să merg acasă și o să-l cânt. Nu o să-mi iasă cumva, e și vouă, dar încerc. Bine. Mai cântăm o cântare cu toată lumea să lăudăm pe Domnul. Dacă cineva a vrut să zică o cântare și n-a apucat, vorbește-mi tu, Iisuse. Bine, Remi, hai să vedem ce număr este. 430. Mulțumesc, Petrica. 637. Ce le știți, mă? Voi nu mai aveți decât un... 638. Voi nu mai aveți decât un singur lucru. Să vă pocăiți în felul în care știți. Da. 37.
Amin. Amin. Da, Daniela este ușor nostalgică și cântarea a cântat-o în felul în care e sufletul ei. Mulțumim, Daniela. Ne-a adus și pe noi într-o zonă așa mai... a Evia, să o numesc așa, da. Da. Bine. Hai, cântăm o cântare? Una se mai poate, maxim. 844 pentru Maria. Bine. Hai să vedem despre ce e vorba. Când vom trece noi odată. Amin. Așa să fie. 804. Dar nu nostalgic, Daniela. O știi, dar e foarte simplă cântarea. Cum să nu știi? Începe numai să vezi ce bine o știi. Tam ta tam ta tam ta 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 tam ta tam ta tam ta tam. Amin. Amin. Mulțumim frumos, Daniela. Și pentru cântat, și pentru altele, da. Încă o dată, pacea Domnului tuturor, cu tot ce este mai frumos și mai biblic, dacă vreți, salut cu drag pe cei care ne vizitați biserica, nu vă știu pe toți, după chip, vă știu aproape pe toți, cu excepția părinților tăi, părinții tăi, nu-s părinții tăi. Atunci am zis o trăznaie. Da, am crezut că sunteți părinții lui. Aoleo, Corina ești tu. Și eu. Da, Dumnezeu să mă ierte. Așa, fiți bineveniți la noi la biserică, Corina, și pe soțul tău, cum îl cheamă, cum vă cheamă?
Aurel, deci Corina și Aurel, da. Pe Corina a trebuit să o cunoașteți prin mama ei, este soră cu fratele Roșca de la Reghin, păstorul pe care mulți dintre voi îl cunoașteți, da. Așadar, mai văd o fată pe care nu o cunosc și soțul ei cu ochelari, da? De unde sunteți? Din Târgoviște. Acolo e cetatea de scaun, nu aici. Fiți bineveniți la noi, Dumnezeu să vă binecuvinteze și dacă pe cineva din greșeală am sărit, iertați-mă, da. Domnul să fie lăudat pentru că avem acest opas și să umple inimile noastre de ceea ce este frumos și bine. Amin. Amin. Dragii mei, aș dori în această dimineață să continui cumva subiectul de aseară și aș vrea introductiv să citim un verset care ne place foarte mult, este un verset gustat de toți creștinii și în mod special de noi. Și acest verset se găsește în Sfânta Epistola lui Pavel către Corinteni, 1 Corinteni, la capitolul 13. Și aș dori să citim de aici prima parte a versetului 8. Zice așa, prima parte a versetului 8. Dragostea nu va pieri niciodată. Amin. Amin. Dragostea nu va pieri niciodată. Ce ziceți? Aici în sală suntem mulți care nu iubim. Suntem mulți care iubim. Iubim toți? Toți nu iubim? Cum vi se pare? Cum? Zice sora Fodor că toți iubim. Soțul dânsei a completat și a zis că pe ales. Adică sora Fodor a ales să-l iubească pe fratele Fodor, și fratele Fodor a ales să o iubească pe sora Fodor. Și ei iubesc pe alese. Da? Nu e așa, sora? Deci nu-l iubiți pe fratele Fodor? Hai de mine, asta e mai grav decât cele din tâi. Da? Da. Sigur că am putea să facem fiecare o recapitulare de iubire. Nu? Ce zici, Matei? Matei astăzi am ieșit un pic, m-am plimbat prin curțile templului și a venit la mine așa, în specificul lui, jovial, foarte atent în cuvinte ca să exprime exact ce vrea și zice, da, zice, se poate vizita șantierul ăsta și fără cravată, nu doar cu cravată. Am înțeles ce a zis. Da, în alte cuvinte, ți-ar sta bine, părinte, să mai car niște borduri, că n-ai prea cărat. Mă pocăiesc. Așa, da. Amin, fratele. Dom'le, ce râvnă aveți să ziceți amin, așa când e o problemă din asta mai spinoasă cu mine, da? Da, Dumnezeu să mă ierte, frate Fodor. Amin. Da. Bine. În dimineața aceasta aș vrea să folosesc pentru zidirea mea sufletească și pentru zidirea voastră sufletească, aș vrea să folosesc ca titlu al slujbei o maximă modificată din unul dintre marii romancieri ai literaturii române. Așadar, titlul slujbei este următorul. Și să rețineți această modificare de maximă. Maxima, așa cum este ea în romanul, dacă nu greșesc, cel mai iubit dintre pământeni, sună așa: unde dragoste nu e, nimic nu e. Dar titlul predicii este în felul următor: unde dragoste nu e, este tot ce vrei.
Repet. Unde dragoste nu e, este tot ce vrei. Da. Ce ziceți, doamnelor, cam așa este? Dacă nu te iubește bărbatul, ai tot ce trebuie. Îți cumpără mașină, îți cumpără flori, îți schimbă bucătăria, îți cumpără rochii. Și tu tot te gândești, bă, de m-ar iubi măcar un pic, că îți bune și astea pe la casă, da? Nu e așa. Așa e, frate Fodor. Deci, da, vezi? Unde dragoste nu e, este tot ce vrei. Ce mă duc în oraș, că așa spune, dar ce ai? Ce mă duc în oraș, ce mă ducă... Zice, au apărut un set din astea de vase de la Zepter și le cumpăr la nevastă mea să-i închid gura. Și când vede nevasta un set de vase de Zepter cu 25.000 de euro sau ce știu cât or fi, așa, un an de zile, doi, nu mai întreabă cu ea. Că dacă dragoste nu e, este tot ce vrei. Însă aici Scriptura face o declarație interesantă. Zice, dragostea nu va pieri niciodată. Da. Unde e dragostea dacă nu pierde niciodată? În ceruri. Așa e, frate Victor. Dar cine nu are aici, nici în cerul nu are. Da, în cer. În Iisus este, așa este, doamna doctor. Să vă spun ceva. Când eram copil, v-am mai povestit ilustrația aceasta din copilăria mea, dar mă rog, o repet pentru că vreau să scot la o învățătură din ea, introductiv. Eram copil în zona mea din Solovăstru, dealurile din prejur, râul Gurghiu, fabricile, toate erau verificate. Asta era internetul nostru atunci. Da. Și la un moment dat, mergând la scăldat la râu, observăm o rață sălbatică cu mai mulți boboci după ea pe apă. A fost revelația noastră. Îi prindem pui. Și cu fratele meu, după puii de rață. Dom'le, eu n-am văzut așa ceva în viața mea. Se băgau în apă și mergeau metri în șir pe sub apă, dar așa de repede mergeau puii că nu puteai să-i ajungi. Erau disperați de mitocănia noastră. Dar mă rog, cu stângăcia bobocilor, cu istețimea noastră, am prins, nu mai știm, vreo 4, 5, 6 boboci de rață. I-am prins, știți ce frumos este, cei care sunteți mai în vârstă, că ăștia tineri trebuie să mergeți la grădina zoologică să vedeți rați. Da. Am Pokémon, da. Așa. Și i-am dus acasă. Ce să facă? Bobocii de rață, le-am făcut tericar, cei care nu sunteți din Ardeal, este un fel de amestec dintre făină de cucuruz sau mălai, cum îi ziceți voi, cei din Regat sau din Moldova, mălai, cu apă amestecat și cu frunză din aia, îi zicea iarba lui tatie sau cum îi zicea? Așa, un fel de, așa, cu frunze din alea tăiată mărunt și amestecată cu făină de cucuruz și le-am dat de mâncare, ca la bobocii de casă. Și au prins gustul. Așa mâncau și când strigam la mâncare, utiuca, utiuca, așa se striga la noi, nu știu de unde e vorba asta, dar la rațe se strigă utiuca, utiuca, la găini se strigă pica, pica, la oaie se strigă luța, luța, adică astea știu, nu pot să-i confund, că nu vine la mâncare. La oameni poți confunda, că n-au probleme, dar la astea nu poți. Da. Și strigam rațele, utiuca, utiuca, și veneau la mâncare, mâncau, mâncau, mâncau. Erau așa de îndrăgostite de curtea noastră și erau atât de bine primite acolo și așa creșteau, făceau așa frumos, au început să iasă din puf penele, au crescut ele așa frumos. Erau de acum mărișoare, strigam la mâncare, veneau cu găile toate, mâncau de n-ai văzut. Dar într-o zi, nu știu așa, fără ochelari de soare, se tot uitau așa la soare, știi, da? Omul nu se poate uita la soare, că
îi trebuie ochelari de soare. Dar rațele astea se uitau așa la soare, se tot uitau. Și la un moment dat, cum era așa curtea lungă spre grădină, nu știu ce și-au vorbit între ele. Mă rog, și-au zis așa ceva și-au luat-o la fugă. Și fugeau și dădeau așa din arii, dădeau din arii. Și acum se apropiau de gardul de la grădină și urmau să se oprească și să vină înapoi. Dar ele când s-au apropiat de gard, n-au mai pus frână să se oprească din arii. Și-au dat mai tare din arii. Și s-au ridicat peste gard și vorba românului, Serz Vilag, adică la revedere lume. Da. Și s-au dus. Vai de mine, rațele noastre, am încremenit. La vreo două zile, două din ele au venit iar la mâncare. Ia, ce bucuros am fost, înseamnă că o să vină toate. Au mai mâncat o zi, iar s-au dus. La vreo trei zile a mai venit una sau tot două, nu mai știu, și nu a mai venit niciuna. Nu iubeau ele casa noastră cum am crezut noi. Și n-au mai venit niciodată. Într-un loc în care începi să mergi mai rar, până la deloc, înseamnă că nu-l mai iubești. Aș vrea să spun o întrebare. Dacă ești corect cu tine însuți, care este locul în care mergi cel mai rar în mod regulat? În bucătărie te duci cel puțin de trei ori pe zi. Hai să zic, pentru ăștia care îți dă, nu știu, te duci de două ori pe zi, nu? La serviciu te duci o dată pe zi, cel puțin. Dacă ți-e serviciu mai interesant, poate că te duci de două ori, de trei ori pe zi, nu? La prieteni mergi din când în când. În ritmul în care se merge la prieteni, te duci chiar des. Am făcut o constatare după mine. Dacă nu e așa, mă puteți contrazice. Locul în care mergem cel mai rar, sistematic, și începe să se și rărească, știți care este? Biserica. Dar știți de ce au venit rațele mai rar și apoi n-au mai venit deloc în curte la mine? Pentru că nu iubeau locul acela. Și unde dragoste nu e, este tot ce vrei. Unde dragoste nu e, sunt oameni care se duc cu cărți din sat în sat. Unde dragoste nu e, sunt oameni care se uită la Speranța TV ori în șir. Unde dragoste nu e, sunt oameni care se duc prin spitale să viziteze bolnavi. Unde dragoste nu e, sunt oameni care se duc la cei de pe marginea drumului și le dă de mâncare, la boschetari și la urolaci. Unde dragoste nu e, este absolut tot ce vrei, tot ce vrei. Și rațele mele sălbatice n-au mai venit niciodată acasă. Dragii mei frați și surori, dragi tineri, dragi familii tinere, aș vrea să discut în această dimineață această problemă. Nu ca reproș, dacă iese așa, luați-o așa, dar nu așa vreau să o discut. Nu ca vină, nu ca vină. Dacă iese ca vină, iese rău, dar nu așa vreau să o zic, ca vină. Nu ca judecată, nu-i ceasul judecății aici, deși pentru unii poate fi.
Dacă ieși de la biserică și mai încolo cazi jos și ai făcut infart și ai murit, înseamnă că asta a fost ultima judecată, ai putea să zici, nu? Aș vrea să discut problema aceasta a dragostei ca ceva ce îmi lipsește și ca ceva ce îți lipsește. Să luăm o mostră, ca mostră un exemplu. Eu m-am născut într-o casă unde suntem trei băieți. Și presupun, sau pun ca ipoteză, crescând mare și căsătorindu-mă, crescând mare fratele meu și căsătorindu-se, crescând mare celălalt frate și căsătorindu-se, ne-am certat între noi trei ca orbi și nu mai putem să ne vedem. Eu, cu Nelu și cu Constantin. Casa de la Solovăstru este locuită de tatăl meu și de mama mea. Și eu zic așa, nu mă mai duc acasă la Solovăstru. Că nu mai pot să-l văd pe Costel. Să-și vadă de viața lui. Declarația mea este corectă? Pe cine nu iubesc? Pe mama și pe tata. Unde dragoste nu e, este tot ce vrei. Dacă se întâmplă într-o zi de miercuri, sau dacă se întâmplă într-o zi de vineri seară, sau dacă se întâmplă într-o zi de sâmbătă de dimineață sau de sâmbătă după amiază, că nu te duci la biserică pentru că nu mai suporți să o vezi pe Cornelia, nu e adevărat. Știi de ce nu te duci la biserică? Pentru că tu nu mai iubești biserica. Iar când sentimentul acesta degenerează, când sentimentul acesta prinde viață în inima mea și în inima ta, apocalipsa vieții mele este chiar lângă mine. Dărâmarea vieții mele spirituale, dărâmarea perspectivei mele religioase, este la ușa mea. Și cei dintre noi care nu ne autosesizăm, vom ajunge într-o zonă foarte, foarte nepotrivită. Spuneam la ora de rugăciune, dragii mei, să nu uitați cât veți trăi. Nu există închinare fără locul sfânt, care e biserica. Nu există viață religioasă fără cortul întâlnirii, care e locul acesta. Nu există slujire la adresa lui Dumnezeu fără templu, care e exact ceea ce vedeți voi. Nu există niciun fel de prosperitate duhovnicească fără locul pe care l-a sfințit Dumnezeu, care este exact acesta. Și nu există mărturie misionară fără locul acesta. Și locul acesta devine tot mai nedorit. Nu pentru că sunt vitralii în geam. Ce, Domnule, ai făcut aici de parcă stel la catolici? Fă, Domnule, de parcă ai fi într-o hală de vândut castraveți. Fă cum vrei tu. Nu pot să mă duc acolo pentru că coboară aerul rece pe mine. Nu pot să mă duc acolo, că-l văd pe coman ăla nebărberit, zici că-i de la mănăstirea Purna. Cine îl mai ține și pe ăsta în lucrare? Declarații corecte. Dar tu nu vii aici. Tu nu vii aici pentru că nu mai iubești.
Și unde-i dragoste, unde dragoste nu e, este tot ce vrei. Tot ce vrei. Sunt ieșiri, sunt momente de destindere, sunt excursii, sunt zidiri de case la nevoiași, sunt rate de purtat copii la școală, care nu s-ai tăi, de ajutat. Unde dragoste nu e, este tot ce vrei, tot ce vrei. Sunt bătrâni vizitați. Aici Scriptura spune că dragostea nu va pieri niciodată. Deci există un conflict undeva în mine, undeva în tine. Ceva se întâmplă, ceva anacronic, ceva ce nu e în consens. Sigur că te înveți repede și altfel, dar uită-te ce urmează. Eram în Germania și, repet, cum vă spuneam azi dimineață, este singura țară din Europa Occidentală care mai are adventiști. Cum or fi ei, dar mai are adventiști, adică e vorba de 30 ceva de mii de adventiști. În restul, Franța, Belgia, Olanda, Anglia, Spania, nu mai există adventiști. A, există 1000 de adventiști, sau există 1500, sau există 2000 și din aia jumate sunt români. De ce? Pentru că dragostea de locul de închinare a dispărut. Cineva i-a învățat în mod nominal că trebuie să facă alte lucruri. Și eram în Germania și eram profesor la Friedensau și era un coleg de-al meu pensionar care mai preda niște cursuri acolo și stăteam de vorbă cu el la masă. Și mă întreba cum e în România și așa și a povestit cam cum e. Și bătrânul, în timp ce îi povesteam eu, îi curgeau lacrimile pe față. Era neamț. Și zice Iacob, așa era și la noi când eram copil. Și plângea nu de bucuria că acum e altfel, ci de bucuria că atunci când era, era altceva. Altceva ce? Dragoste. Unde dragoste nu e, este tot ce vrei. Grădinițe, școli, licee, facultăți, e plin de instituții. Și la biserică nu-i nimeni. Scuză-mă, fratele meu, repet. Nu învinovățind, dacă așa iese, îmi pare rău, dar viața duhovnicească înseamnă cort și templu. Dacă cineva te-a învățat altfel, cu toată onestitatea și bunul simț, care l-am sau care nu l-am, înțelege că te-a învățat greșit. Din ce motive? Nu știu și nu le comentez. Nu le comentez. Dragi părinți de copii care sunt încă la școală, sunt 3 luni vara, când nu mai depinde copilul de programul de după amiază care se termină târziu. Nu mai depinde de programul care are nu știu ce și nu știu unde și nu știu cum. Și copilul tău e acasă. Toarnă în vasul sanctuarului lui dragostea de a fi aici. Când eram copil, nu știu dacă aveam, până în clasa a patra, nu eram mai mare.
și lângă noi, vis-a-vis de drumul nou, de casa noastră peste drum, s-a mutat o familie de undeva de lângă deal acolo, stăteau mult departe de sat și au avut loc aici și au hotărât să-și facă casă pentru ca să se mute mai spre centrul satului. Și eram copil. Înseamnă că aveam până în 10 ani, maxim 10 ani. N-aveam mai mult de 10 ani. Și când s-au apucat acolo de lucru la casă, păi eram acolo tot. Era vară. Păi, du-te mă copilă și adă un pic de apă. Da, luam găleata și mă puteam eu căra cu 3 cărămiști de apă. Du-te mă și adă o cărămidă. Mă duceam și aduceam o cărămidă. Și a fost acolo casa lui Mătușa Iulii, casa lui Victoraș, casa lui Nea Lazăr, casa lui Sandu, casa lui... Toate casele care s-au făcut în vremea copilăriei mele, la toate am lucrat. Dar era așa de frumos. Am învățat atât de multe lucruri. Am atâtea amintiri superbe de atunci. Scumpii mei, copiii sunt în vacanță. Nu într-o epocă sclavagistă, nu despre asta discut. Dar tu nu poți să vii că lucrezi până la 7 seara, sau până la 8, sau până la 9, sau nu știu până la când lucrezi. Dar copilul tău nu poate veni la biserică. De ce nu-l trimiți? De ce nu-i creezi plăcerea să vină aici? Unde dragoste nu e, este tot ce vrei. Sunt spitale, sunt azile de bătrâni, sunt seminarii de sănătate, sunt seminarii de gătit, sunt small grupuri de seminarii antifumat, sunt small grupuri de seminarii anti-alcool. Unde dragoste nu e, este tot ce vrei, absolut tot ce vrei. Și templul e gol. Rândunica aș mai face un cuib la streșinile tale, Ierusalime. Dar oamenii tăi nu mai sunt acolo. De ce? Pur și simplu să fie niște linii. Spune acolo despre Sfinții Apostoli și despre primii creștini. Dacă vă uitați în Cartea Faptele Apostolilor, ce spune despre ei în relație cu locul de închinare? Aduceți aminte? Erau nelipsiți de la templu. Nelipsiți de la templu. Dragi băieți, sunteți aici câțiva, nu sunteți toți fete. Fetele nu sunt, poate sunt plecate în rom, nu contează. Dar când sunteți acasă, cum puteți să stați acasă, nu veniți la biserică? Suntem aici noi. Voi sunteți cei care participați. Aveți un moment de respiro, aveți un moment de extaz, aveți un moment de îndumnezeire, aveți un moment de stat în prezența lui Dumnezeu. Este superbă situația aceasta. Nu mă credeți pe mine, am înțeles. Nu-L credeți pe Dumnezeu, am înțeles. Dar nici pe cei care sunt ca voi nu-i credeți, care spun disperați, dați-ne o gură de oxigen. Veneam cu Rut alaltăieri de la Hamburg, am adus-o într-o mică vacanță. Și cu lacrimi în ochi face următoarea declarație. Sunt 4 luni, sau nu știu cât a zis, știa și cu numărul de zile ea, de când n-am fost vineri seara niciodată la biserică. Că n-am unde. Am crezut că și fac infart la volan. Dragii mei, dacă dragoste nu e, este tot ce vrei. Ne înfumurăm de tot felul de activități. Ne înfumurăm de tot felul de superbe idei. Și închinare nu mai există.
Pentru că închinarea nu poți disocia de locul acesta. Poți! Dacă citești în cartea judecător, când unul o văzi pe un levit că trece pe drum și zice hai că-ți fac eu aici un pic de amvon, îți fac tot ce trebuie și să am și eu aici închinare. Și cei care ați citit Scriptura știți ce au pățit. Da. Și dragostea nu va pieri niciodată. Trebuie să facem foarte multe lucruri. E de înțeles. Nu vă cer și nu-mi cer să renunțăm la lucrurile acelea pe care trebuie să le facem. Deși poate că am putea, dar nu asta. Nu, nu. Vă cer altceva. Mai faceți și altceva. Mă duc la biserică. Sau mă duc la casa de rugăciune, sau templu, sau sinagogă, sau cum vrei tu să-i zici. Dar să știi că nu s-a rupt cordonul umbilical între tine și Dumnezeu. Să știi că dragostea aceea din El insistă prin acest cordon în inima ta. Să știi că la această insistență a dragostei lui Dumnezeu din tine, mai câine cânește, mai voie, mai nevoie, mai cu drag, mai cu nedrag, decriptează betonul acesta și se duce spre Dumnezeu un dram, măcar un dram de iubire. Scumpii mei frați, surori, dragi musafiri, dragi băieți și fete, dragi copii, dacă ați pierdut dragostea, o să aveți tot ce vă trebuie. Dar tot ce vă trebuie nu vă va folosi la nimic. Într-o vreme, în fiecare miercuri, cam cu 2 ore, 3 ore înainte de a veni la închinare, trimiteam la câte 5-10 inși câte un SMS. Servus, vezi că de la 7:30 sunt la biserică, poate vii și tu. În altă vreme, cu unii cu care mi-am permis, m-am uitat în ochii lui și am zis, mă, hai miercuri la biserică că te aștept. Viorel zice, frate, hai să mergem peste ei acasă, le facem vizită și să-i chemăm. Poate că așa o să prindă viață. Asta încă n-am făcut-o. Poate o să fac și asta. Da. Știți de ce toate astea? Știți de ce toate astea? Cum? Pentru că nu-i dragoste. Și dacă dragoste nu e, este tot ce vrei. Absolut tot ce vrei. Și aici se oprește Dumnezeu și sparge așa, dacă vrei, fereastra cerului, să vină spre mine și spre tine un gând. Dragostea nu va pieri niciodată. Despre asta e vorba. Dragostea nu va pieri niciodată. Am eu problemă cu asta, cu băutul de apă în timpul slujbei, mă rog. Odată o să discut detaliat tot subiectul acesta. Dar așa ca idee aici la dragoste, nu? Ce rezervoare de apă poți să-ți faci ca să nu se termine? Niciunul. Dar dacă te pui lângă izvor și bei, când se termină? Niciodată. Nu? Asta este problema. Adică degeaba ne facem rezerve de dragoste. Vine unul cu o tiripișcă de aia de sticlă, gâlgâie de 2 ori când eu mă rog și e sogătat. Unul când vede capățita asta și mare să mai gâlgâie de 3 ori până mai predic eu, vine cu o de aia de 2 kg. Așa e, se gata.
Și dacă am pune aici un buton de 500 de litri și v-ați apucat tot să beți în timp ce predic eu, s-ar găta până termin eu predic. Dragostea nu va pieri niciodată. Asta este problema. Problema, dragii mei, nu este că suntem, deși nu cred că e cazul la Nazna. Da. Problema nu este că suntem deșănțați la biserică. Nu asta e problema. Problema nu este că nu suntem într-un comportament religios adecvat la biserică. Nu asta e problema. Problema nu este că poate nu stăm aici și stăm prin curte și povestim. Nu asta e problema. Adică toate lucrurile pe care le-am invocat, nu alea sunt problema. Problema care este? Nu iubește. Nu-i dragoste. Și unde dragoste nu e, este absolut tot ce vrei. Tot ce vrei. Tot ce vrei. Te duci la magazin. M-am dus săptămâna asta, nu mai știu în ce magazin am intrat. La Ocean? Pare mi se la Ocean, o făcut acum mai nou. Nu mai știu, e neimportant. Și acolo, printre rafturi, un gărduleț așa micuț, feștit cu verde, cu roșu, cu toate felurile, așa mai departe, în el scăunele de-astea mici de copii, grămezi de Lego și cu tare și cu tare, așa, și o duduie acolo pusă ca să facă toată chestia asta, să făcea curaj și păstra acolo așa, superb. Când ajungi cu copilul la magazin să faci cumpărături, primul lucru care îl faci, ce faci? Este tot ce vrei, loc de amenajat pentru joaca copilului, dar de ce este tot ce vrei? Pentru că nu este dragoste între tată și fiu. Păi cum să mă duc eu la cumpărături și pe copil să-l las acolo singur, să-mi fiu cu el în brațe? Să văd cum trage el de pe raft ceva ce îi place lui. Și eu zic, nu, n-ai voie. Și eu zic, bă, da, mie îmi place. Adică voi nu vedeți, iertați-mă, cât de cretini am ajuns. Nu vedeți? Pentru că orice om care n-are dragoste, mai târziu sau mai devreme devine cretin. Pentru că dragostea este de la Dumnezeu și este singura realitate care creează un punct comun între creatură și creator. Da. Și avem senzația că așa de bine e și așa ne-am descongestionat și mă duc fericită la cumpărături, că pe toți doi copii sau trei sau cinci am lăsat acolo la joacă și apoi mă duc eu și îmi fac... Faci ce? Cum să o duc ca mamă fără copil lângă mine? Păi și-o nebunesc. Păi scuzați-mă, am 54 de ani și fiică mea are 22 de ani și stau în răsăritul lui. Și dacă trebuie să cobor până jos la magazin, hai să mergem până jos să cumpărăm 2 kg de roșu. Și urcăm tăstrii în mașină și mergem până jos să cumpărăm 3 kg de roșii. O să ziceți că-s nebun. Sunt, dar îmi place. Cum adică? Unde dragoste nu e, este tot ce vrei. Scumpii mei, nu mai veniți la biserică. Veniți la biserică așa cum veniți și știți. Motivele care sunt, le cunoașteți. Permiteți-mi această neobrăzare. Vă rog, reîndrăgostiți-vă de locul acesta. Modificați-vă toate programele în funcție de locul acesta. Reintrați, dacă vreți, în spațiul numit dragostea lui Dumnezeu. Pentru ca să puteți purta cu voi în lume parfumul acestui loc de închinare. Dacă te uiți, te duci în Târgu Mureș. E catedrala mică vis-a-vis de lângă mol. Și în față la catedrala mică, dacă te uiți, sunt vreo 4-5 bănci.
cu niște copaci. Și o să te uiți acolo că și vara și iarna, și iarna când e frig, va fi cineva care stă pe bancă lângă biserică. Dacă te duci în cetate, s-a renovat acum. Acolo este Biserica Reformaților, o biserică în stil gotic foarte frumoasă. Și o să vezi acolo că se duc oamenii și se așează pe iarbă sau pe beton, tineri, povestesc, lângă zidul bisericii. Dacă te duci la Biserica Romano-Catolică din centru și te duci prin spate, este o curte interioară foarte frumoasă. Vă recomand să o vizitați, că sunteți de aici. Și o să vedeți acolo copaci, boscheți și bănci. Și o să vedeți acolo oameni care stau lângă biserică. Și te duci să faci lucrare misionară și zici, Dumnezeu, nu pricepe, și că e bătut în cap, tot îi arăt că 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și el numără 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Păi el n-are cum să priceapă. Că el tot timpul este lângă biserică. Tu nu crezi asta. Dar eu am studiat asta. Eu știu ce cred ei. Și se încarcă cu har de la Sfânta Biserică. Noi nu mai avem nimic. Pentru că pentru noi lucrul ăsta nu este sfânt. Și lângă el nu stăm niciodată în timpul săptămânii. Și la el nu venim că avem treabă. Nu. Ce am spus până acum sunt prostii. Noi nu venim aici pentru că dragoste nu e. Și dragă, dragoste nu e. Este tot ce vrei. Și spune aici Dumnezeu, dragostea nu va pieri niciodată. Dar unde-s oamenii aceia? Sau care ar trebui să fie oamenii aceia? Care ar trebui să fie oamenii aceia din care dragostea lui Dumnezeu să nu moară niciodată? Care ar trebui să fie oamenii aceia? Nu-s eu, am înțeles. Nu-i vecinul, am înțeles. Nu-i celălalt, nu-i, am înțeles. Dar nu poți să fii tu. N-ai vrea să fii tu. Unde dragoste nu e, este tot ce vrei. Sunt rugăciuni, sunt cântări. Eram într-o joi seara la ora de rugăciune la Herghelia și eu îi cunosc acolo pe frați cum mă cunosc pe mine și cum vă cunosc pe voi. Și era ora de rugăciune. Și la ora de rugăciune există un moment de închinare prin rugăciune. Ne așezăm pe genunchi și așteptăm să se roage. De fiecare dată spunând fraților, hai să mulțumim Domnului, ce faci? Și ne punem pe genunchi și cu sila, așa cumva, până la urmă să roagă unul. Dacă este o zi superbă, se mai roagă unul. Dar a treia rugăciune nu mai există și trebuie să o fac eu ca să înțeleagă cumva că na, să iasă cumva. Dar în joia aceea seara, la sanatorii erau veniți pacienți și erau veniți de prin lumea asta, de pe unde, că tot așa vin și au întrebat pastorul Coman unde e. Păi jos, care oră de rugăciune? Și s-o lua cu grămada, nu adventiști. S-o lua cu grămada și au venit jos la biserică. Și eu acum eram așa stânjerit că urmează momentul de rugă și acum iar nu se roagă nimeni. Dar cei ai mei au văzut că au venit străinii ăștia și pe unii au recunoscut că erau alt fel de neoprotestanți. Și când am zis, hai la rugăciune, mamă, ca să creeze impresie, s-au rugat vreo 5 sau 6 inși, dar nu mai gătau rugăciunea. Deci au început cu Edenul și cu crucea și cu venirea și cu... Băi, am rămas șocat, nu mai terminam, mă. S-au dus frații aia ce au venit, pentecostal, baptiști, au fost cu o impresie, domnule, ce fain se rugau oamenii aceia la Herghelia. Dar eu n-am avut aceeași impresie. Eu am zis, ce fățarnic e păstorul Coman împreună cu oile care le păstorește. Au fost motivați, da. Dar nu asta e problema. Ei nu de asta nu se roagă și noi nu de asta nu ne rugăm. De ce? De ce? Pentru că nu este dragoste.
Și unde dragoste nu e, este tot ce vrei. Sunt și rugăciuni, dacă vrei. Nu le mai terminau. Sunt și cântări, dacă vrei. Nu se mai termină. Sunt și serbări, dacă vrei. De pai, de capul meu, zici că e aici opera de stat din România. Orice vrei este, dacă nu-i dragoste. Dacă e dragoste, e altceva. Când eram îndrăgostit, mă ține până azi. Fac precizările astea că sunt importante, ca să n-am probleme acasă. Când eram îndrăgostit, niciodată n-am văzut cu ce era îmbrăcat altcineva. Vă rog să mă credeți. Și asta m-a ținut mulți ani. Cred că până azi. Niciodată n-am văzut ce mașină avea altul. Eu n-aveam deloc mașină, dar nu vedeam ce mașină. Eu vedeam un singur lucru, Dumnezeu să mă ierte, pelia și atât. Păi băi, ești bătut în cap, nu mai vezi tu în stânga, dreapta, nimic. Nu mai vedeam nimic, eu numai atâta vedeam. Iertați-mă, dacă am adus capul, atât a fost. Atât a fost. Dar după ce dragoste nu e, este tot ce vrei. Are mașina ei, pantofi frumoși, rochițe frumoase. Da, mă fac vulnerabil. Cine știe ce o să iasă din ce am spus acum? Da, așa e și în casă la voi. Și așa e și aici în biserică. Dacă dragoste nu e, este tot ce vrei. Și dacă este tot ce vrei, nu este nimic. Mă opresc aici, dragii mei. Reînnoind un anunț. În fața așa numai câte unul îmi spune. Prin alții mi se transmite mereu. Serviciile divine în Biserica Adventistă de ziua 7-a din România, începând cu acum vreo 7 ani, când s-a dat dispoziție de la Uniune să existe liturghia îmbunătățită. Așa este pe nomenclatorul Bisericii Adventiste de ziua 7. Nu încep la 11 și se termină la 12, ci încep la 11 și se termină la 12 jumătate. Încep la 4 după amiază sau la 5 și durează o oră jumătate. Așa sunt serviciile de vine în Republica Socialistă România. Ați înțeles? Da? Deci și acum că am ținut prea mult, încă nu-i și jumătate, mai am o jumătate de minut. Da? Mulțumesc totuși că m-ați suportat. Da. Vă rog în schimb, dacă e cu putință, puneți la inimă gândul acesta și reîndrăgostiți-vă de templu. Miercurea de la 7:30 se cântă aici, se roagă, se spun experiențe. E fantastic. Vinerea seara de la 8, e fantastic. Sâmbăta dimineața de la 9, fără 3 minute, e la superlativ. Frații zic că de la 8 chiar. Așa. Sâmbăta după amiaza de la 6, e o nebunie. Luați-i pe cei dragi și haideți la biserică. Pentru că pe măsură ce o să fie tot ce vrem, dragoste nu o să mai fie. Că unde dragoste nu e, este tot ce vrei. Dumnezeu să vă ajute, pe voi și pe mine, să reaprindem dragostea în trupurile noastre. Amin.